Salutare fetelor, bine ați revenit! Îmi cer scuze pentru vocea mea de tutun de astăzi. Am reușit să răcesc kobză și se pare că durează câteva zile până îmi revine vocea la normal și n-am mai avut răbdare să mai aștept atât. Am vrut neapărat să filmez clipul ăsta. Astăzi vreau să vă mulțumesc într-un mod special pentru toată susținerea voastră, pentru faptul că aveți atâta răbdare cu mine. Știu că în ultimul timp am fost așa precum măgarul în ceață pe YouTube. Eu sunt când apar, când dispar. Dar știți că am început serviciul și pentru mine un pic o perioadă mai dificilă și cu copil mic și cu servici e încă așa în ceață. Și de aceea încerc să filmez cât de des posibil, dar nu am întotdeauna timp. Eu totuși vă mulțumesc pentru faptul că rămâneți alături de mine, că sunteți abonatele mele și aveți atâta răbdare cu mine și vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră și pentru fiecare cuvânt frumos pe care mi-l lăsați. De fiecare dată, nu știu, mă simt atât de bine când citesc comentariile voastre și mesajele voastre. Sunteți atât de drăguțe cu mine. Mulțumesc din suflet, contează foarte mult pentru mine. Și astăzi vreau să vă mulțumesc printr-un giveaway. Vreau să organizez un giveaway pentru voi aici pe YouTube. Am ales, acestea sunt produsele. Am ales pentru voi astăzi numai produse de la Kiko, pentru că știu că multe dintre voi ați dori să le încercați, dar nu aveți de unde să le cumpărați. Știu că în România nu au magazin. Aici am un magazin chiar lângă mine și de aia pentru mine e mai ușor să văd produsele și să le cumpăr. Am ales așa din fiecare cât un pic ca să aveți, mă rog, câștigătoarea să poată testa mai multe produse de la ei. Am ales și oje și far de ploape și blush. Am ales nuanțe care zic eu că se potrivesc oricui. Sunt nuanțe decente care pot fi folosite chiar și la un machiaj de zi, chiar și pentru cineva care nu se machiază foarte mult sau foarte intens, culori foarte intense. O să vă arăt produsele, toate detaliile, toate condițiile de participare și data până la care puteți participa o să le găsiți în jos în cățat de descriere a acestui clip. O să încep cu ojele pentru că știu că vă plac ojele. Am ales pentru voi trei nuanțe. Acesta este un mov, are codul 315. Următoarea culoare este un bleu foarte deschis, o culoare superbă, 339 are codul. Și ultima ojă are codul 649, este un bej foarte deschis. Asta este din colecția Cupcake, au avut ei o colecție limitată Cupcake. Am luat așa trei oje cu trei nuanțe diferite. Tocmai, nu știu, poate cineva nu poartă foarte intens în fiecare zi și atunci o puteți folosi pe asta mai... așa mai decentă. Am mai ales pentru voi un far de ploape. Așa vine ambalat. Are codul 118. O să vi-l arăt mai de aproape. Așa arată culoarea. Este un bej șampanie. Foarte frumoasă culoarea. Este o culoare sidefată, dar deși are sidef în ea, are un pic de sidef foarte decent și poate fi folosită și la machiaj de zi. Foarte frumoasă. Nu o să vă fac acum swatch-uri, nu o să vă arăt pe mână, pentru că nu vreau, chiar nu vreau să umblu în ele, vreau să ajungă produsele astea așa intacte la câștigătoare. Aici am un blush pentru voi. O să vi-l arăt mai de aproape. Are codul 05 și pentru că eu sunt obsedată acum de tot ce conține auriu, am luat și pentru voi un blush care conține auriu. Este o piersicuță cu un pic de auriu. Are o culoare superbă. Superbă. Mi-a plăcut la nebunie și am zis, ăsta trebuie să fie, pe asta îl iau cu mine. Și am mai ales pentru voi un set cu creioane pentru ochi. De fapt, sunt farduri de ploape sub formă de creioane. Setul conține 5 creioane. Sunt cele din colecția Long Lasting. Aici este prima culoare, este un bej foarte deschis. Acesta este un maro, un albastru, un verde turcoaz și ultima culoare este o culoare mai închisă, însă nu este negru, ci este un gri foarte închis, un gri petrol. O să vă arăt unul dintre ele numai așa. Sunt creioane retractabile. Așa arată prima nuanță, cea foarte deschisă, bejuliul. Au niște nuanțe superbe. Nu o să, v-am zis, nu o să
afară pe mâna mea, pentru că nu vreau să umblu la ele. Credeți-mă pe cuvânt, sunt superbe! Ok, acestea au fost produsele. Sper să vă placă acest premiu și să participați. Vă mulțumesc din suflet pentru absolut tot. Vă pup, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne revedem curând. Pa, pa!